Tinerul Iacoben a rămas în fotoliul de lider al Ligii a 4-a după ce s-a impus pe teren propriu cu scorul de 8-0 în fața celor de la Moldova Drăgușeni. Meciul s-a încheiat încă din minutul 30 după ce oaspeții au rămas în doar 6 jucători. Până atunci, trupa pregătită de Relu Buliga și asigurase deja victoria prin golurile marcate de Irimia, Bostan, Leșanu și Ivan. Podiumul clasamentului este completat de grupările Bucovina, Frătăuții Noi și Foresta Mălin, care au câștigat în weekendul trecut cu același scor de 2-0 în deplasările de la Pătrăuți, respectiv Siret. Surpriza rundei a 16 a fost reușită de FC Marginea, care s-a întors cu o remiză nesperată, scor 2-2, din fieful celor de la Sporting 2 Arbore.